Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, în emisie, emisiunea în direct. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre un aspect stringent pentru societatea noastră, care a fost discutat în cadrul unui briefing în această dimineață de către consilierii socialiști din primăria Chișinău. Este vorba de faptul că în imediata apropiere a Chișinăului se află cea mai mare gunoiște neautorizată din Europa. Despre aceste lucruri vom încerca să discutăm și în același timp să vedem care sunt pericolele unor asemenea gunoiști în preajma capitalei. Aspectele respective vom încerca să le abordăm împreună cu Vitalie Mucan, consilier PSRM. Bună seara și bine ați venit! Bună seara. Și Anton Leațchi, de asemenea consilier PSRM. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre! Domnule Mucan, în dimineața acestei zile ați tras un semn de alarmă. Avem o gunoiște neautorizată, după cum spuneam și la începutul acestei emisiuni, cea mai mare din Europa. Până la urmă, cum se întâmplă că asemenea gunoiște există chiar în coastele capitalei noastre? Deci, în 2010, în baza deciziei Consiliului Municipal de atunci, a fost prinsă o decizie că se permite temporar depozitarea deșeurilor în menajere, având în vedere probleme cu țânțăreniu. Dar din 2010 până acum se depozitează ilegal, să spunem așa, toate deșeurile din Chișinău, din orașul Chișinău, în mina de Porcel, care se află în comuna Bubuieci. De ce e ilegală? Că nicio autoritate publică, nicio instituție abilitată, nu a dat aviz pozitiv pentru depozitarea deșeurilor. Nici medicina preventivă, nici ecologie, toate instituțiile au dat aviz negativ cu privire la... Deci, care e problema cea mai principală? Că gunoiștea dată nu e amenajată corespunzător. Deci, ei nu are strat de hidroizolare. Cea mai mare problemă și pericol pentru oameni care există acolo, aceasta este infiltrat, care se acumulează în mina de Porcel. Ați dat o cifră destul de îngrijorătoare până la urmă. Da. Deci noi trebuie să înțelegem că numai infiltratul, deci asta e lichid care se acumulează, care e foarte toxic și foarte dăunător pentru oameni, noi avem circa 300.000 de tone de infiltrat care s-au acumulat acum. Infiltratul, noi vineri când am fost la Bubuieci și am asistat la adunarea satului cu primărie, cu grupul de inițiativă din Bubuieci, cu consilierii locali. Deci și infiltratul dat de acum iese de sub pământ și curge pe drumuri prin sat. Dacă el curge pe drum, vă închipuiți și se face sub pământ, când el nimerește în sub pământ, în apele freatice, apele subterane și mai adânc. Asta nu că e pericol. De acum noi nu că trebuie să batem alarmă, noi trebuie astăzi să găsim soluționăm problema. Domnule Mucan, ați vorbit ceva mai devreme despre amenajarea corespunzătoare. La ora actuală, în area municipiului Chișinău, există gunoiște autorizate care ar putea stoca aceste deșeuri? Cum stăm la acest capitol? Deci, noi am cerut o informație de la Direcția Socioecologică de la Primăriei Chișinău, care ne-a dat un răspuns că în municipiul Chișinău astăzi nu există, deci există numai mina de Porcel, dar iarăși sub semnul întrebării. A doua, gunoiște care depozitează deșeuri Direcția Locativ Comunală, care depozitează frunze și a treia e Țânțări, platou de la Țânțăreni. Și atât. Și atât. Mai multe n-avem. Asta și apare întrebarea, dar toate gunoiștele din suburbii, noi avem 18 suburbii, în care majoritatea din suburbiilor au gunoiștele lor. Și apare întrebarea, ce facem noi cu gunoiștele cele? Domnule Leațchi, ce apă consumă locuitorii de acolo?
Deci dacă vorbim despre gunoiște de mină de la Plorcelcu, cum se numește, deci noi avem o problemă foarte mare. Deci oamenii de țară folosesc deseori apă din fântâni. Ceea ce astăzi este imposibil a fi consumată, pentru că lichidii toxice care curg din această gunoiște poluează ape naturale, deci ceea ce este în subsol. Mai departe, dacă ele s-ar pătrunde într-un loc unde va curge sub Chișinău și așa mai departe, deci o să fie poluate și alte fântânile. Și dacă vorbim despre deja careva surse de acoperire apelor potabile în orașul Chișinău, așa cum sunt sonde arteziene, deci în scurt timp, dacă această situație nu va fi cumva schimbată brusc, noi o să avem problema că dacă în momentul în care nivelul râului Nistru va cade mai jos de 85-82 metri, deci Chișinău va rămâne fără apă, pentru că trubele sunt deja o să fie supra apă. În momentul acesta trebuie să fie apă scoasă evident sub pământul. Deci, astăzi noi avem sistemă de prelucrare a apelor care o să fie arteziene, deci pentru ca să fie curățite de aceste substanțe. Și orașul se ciocnește cu problema de o să fie stingeri de apă și așa mai departe. Deci asta e o problemă foarte mare pentru și orașul întreg. Vorbim despre 300-400 de mii de tone de substanțe care sunt acumulate deja astăzi acolo, în mină de Purcel. Noi vorbim despre un lac care este format deja și este periculos. Acum se încălzește vremea și... Noi am văzut ce s-a întâmplat cu lacul de... lacul consumalistic, cum ar fi fost când a fost ilul, namolul a fost buhnit, ceea ce s-ar putea să fie și acolo, pentru că toate lichidele sub razele solare se le încălzesc, acolo sunt gunoiște, sunt și frunze, sunt și diferite substanțe care formează și gaze. Biogaz, cum spun, care poate fi izbucnit într-un moment. Deci depinde de situația de temperatură solară și așa mai departe. În acest moment vom avea o catastrofă foarte enormă ecologică în municipiul Chișinău, în suburbiile orașului. Domnule Leațchi, atunci când vorbim despre această stare de lucruri, organele abilitate au fost înștiințate de către Consiliul Municipal, de către alte instituții ce ar trebui să se ocupe de monitorizarea acestei situații? Care este reacția? Avem o reacție până la moment? Dacă vorbim așa cum... Da. Dacă vorbim sincer, deci tot ce se face la noi în Moldova se face pe scurt timp, se face pe mult timp. Cum am menționat colegul meu, Vitalie Mucan, deci a fost în anul 2010 a fost creată această mină de Purcel, a fost creată această gunoiște, neautorizată, cum se numește, pentru că dacă vorbim despre gunoiște care trebuie să fie într-adevăr făcute pentru depozitarea unor deșeuri, trebuie să fie făcut un bazin unde apele lichide, toate lichidurile se duc și sunt filtrate, deci scoase de acolo ca să nu nimerească sub pământ. Deci astăzi noi batem alarmă pentru că aceste lichide, în primul rând, nu au unde pătrunde numai în pământ. A doilea moment, deci această gunoiște este deja epuizată, deci nu mai are rost să pui acolo gunoi, dar la momentul când au rămas 2-3 luni, când va fi plină această gunoiște, noi nu avem soluție creată deja. Da. Și aceasta este o mare problemă. Domnule Mocan, avem o reacție a Ministerului Ecologiei, a altor ONG-uri de mediu pe marginea problemei? Nu avem nicio reacție. Ca întotdeauna cum la noi se face, toți tac și se fac că n-aud și nu văd nimic. Dar și când se întâmplă, Doamne ferește, ceva, o catastrofă, dar noi nu trebuie să uităm de gazele acestea care se acumulează. E gaz metan. Deci dacă se încălzește timpul, Doamne ferește, să aprinde, să buhnesc gazele cele, a să fie nu că o catastrofă ecologică numai cu infiltratul, dar și... Deci eu mă tem să mă gândesc la ce se întâmplă. Și noi avem guvernul, avem ministere, avem diferite ecologii, avem chiar și asociații ecologice, organizații neguvernamentale, ecologiști, care tot poate și spun ceva, dar noi trebuie de acum să de la vorbe să ajungem la fapte. Noi trebuie să ceva să facem și urgent, în mod de urgență. Domnule Mucan, de ce nu se face sortarea deșeurilor?
în Chișinău? Nu știu. E mare problemă. Deci noi cu... Iar soluționa într-o fel sau altul acest impas? Sigur că da. În toate țările civilizate, de mult, de acum, ca minimum, de acum trebuie să fie sortare gunoiului. Exista un asemenea proiect, dacă nu mă înșel memoria, de câțiva ani în cadrul primăriei, cel puțin la nivel de discuții. S-au înghețat. Asta și e problema, că la noi tot la nivel de discuții prin primărie. Din câte eu știu, este o uzină care de acum e gata să prelucreze, să sorteze gunoiul. Deci, sortarea gunoiului, ca să înțelegeți, e primul pas. Pe urmă merge al doilea pas, prelucrarea gunoiului. Nu arderea, dar anume prelucrarea gunoiului ca să fie eliminate toate elementele nocive și să fie, de exemplu, făcut în brichete sau, eu nu știu, la ieșire ce a fi, dar noi trebuie să chiar și la o alte gunoiște care să fie amenajate sau, nu știu, mai departe care să fie pașe, dar la gunoiște aceia trebuie să ajungă gunoi care n-a să fie nociv, care n-a să fie periculos pentru oameni. La asta trebuie să ajungem. Da, domnul consilier, adăugați. Deci, dacă ținem minte, într-un an au apărut containere pentru deșeuri separate, amenajere, cu precum hârtie, sticlă și plastic. De circa 12-15% sunt aceste materiale. Deci hârtie, plastic, care sunt, mai ales plastic, care se dizolvă foarte mult timp. Ce este foarte problematic pentru orice gunoiște. Primul pas, deci, companie de informare. Deci dacă vorbim despre experiența țărilor europene, țărilor altor statelor care au implementat aceste programe, aceasta nu a fost pur și simplu zvonuri. Deci, dacă ținem minte, au fost distribuite niște buclete, au fost arătate niște video. Deci trebuie să fie conștientizarea pe nivelul persoanei, pe nivel cetățenului chișinăuienilor, ca deșeurile trebuie să fie separate, pentru că astăzi este mai ușor de a arunca tot gunoi într-un coș și mai departe nu știu nimic pentru că achit 6 lei pentru aceste deșeuri. Da. Deci este nevoie de ani întregi de companie informațională. Oamenii trebuie să ajungă că aceste gunoiște, și astăzi trebuie să arătăm și să ridicăm problema asta cât mai larg, este problemă ecologică, în primul rând, care s-a format astăzi în orașul Chișinău. Mai departe un moment. Deci, chestiile, containerele astea separate, care au capacitate de circa 1 metru cub, deci sunt puși și nu se înțelege ce se face. Deci, oamenii, dacă sunt, poate fi stimulați, pentru că oamenii care aruncă deșeuri în aceste containere, poate să fie și stimulați. Nu a fost făcută, creată nicio bază de prelucrare. Deci, la momentul cum este? Deci, compania autosolubritatea vine și ia acest bac, duce la autosolubritate, cheamă companie de profil, apropo uzină de este, care se află de la Dobrogea, da, la moment, sau altă. Deci noi nu avem proiecte de prelucrare a deșeurilor. Dacă vorbim despre plastic poate fi folosit în diferite scopuri. Deci de la crearea plăci stradale până la diferite alte momente care sunt într-adevăr folosite. Și atunci orașul Chișinău aș putea să primească și plus în contextul acest. Deci sunt foarte multe posibilități, dar ele nu au fost folosite până la moment. Și dacă vorbim de la anul 2010 până la anul 2017, noi vedem lipsa de intenții de a schimba situația și vedem careva măsuri, careva pași foarte mici, mizerabili pentru a diminua această criză. Domnule Mucan, domnule Leațchi, o clipă, vreau să intrăm într-o legătură telefonică cu Vladimir Garaba, ecologist, care se va pronunța pe marginea problemei respective, după aceea revenim în studioul la discuție și continuăm și pe marginea celor declarate de către domnul Garaba. Vrem să aflăm și... Alo, bună ziua! Alo? Se pare că a dispărut apelul telefonic, a renunțat. Mai încercăm o dată și vom vedea punctul de vedere al domnului Garaba, spuneam ceva mai devreme. Domnule Mucan, haideți, regia ne spune că este... Alo? Ascult. Bună ziua, domnul Garaba, sunt Vlad Madan de la Accent TV. Astăzi în studio discutăm împreună cu Vitalie Mucan și Anton Leațchi, consilier PSRM în CMC, despre starea de lucruri de la Mina Purcel. Într-un interviu recent, dumneavoastră spuneați că este o bombă cu efect întârziat. Lucrurile au rămas în aceeași albie? Cum priviți în calitate de specialist starea de lucruri de acolo?
starea lucrurilor chiar s-a agravat. De ce? Această gunoi este ilegală, prezintă un pericol real pentru securitatea ecologică a municipiului Chișinău. Atunci când s-a permis depozitarea provizorie, se avea în vedere evacuarea ulterioară a deșeurilor. De acolo. Vedeți câți ani au trecut. La bun început nu s-au întreprins măsuri de protecție a apelor, solului, aerului și lichidul care se acumulează teritoriul se scurge, dar el este foarte, se scurge în solul din apropiere, în apele preatice. Dar el este foarte, foarte și foarte poluat. Sute de ori mai mare concentrație de substanțe chimice decât în apa obișnuită. Există pericol și din partea gazului metan? Se duce până în bâc. Domnule Garaba, există pericol și în cazul acumulării gazului metan acolo? Păi da, a doua problemă este de fapt poluarea foarte puternică a aerului cu deșeurile care o parte sunt arse, o parte descompun. Și acest gaz se ridică în aer, este foarte urât, miroase, are un miros pestilențial și provoacă foarte mare disconfort cât privește aprinderea lui. Și așa o variantă este posibilă având experiența gunoiului de la Bălți și aceea de la Țânțăreni. Deci pericolul poate avea loc și dacă se aprinde, nu de domnul. Atunci acolo e un focar veșnic. Domnule Garaba, un pericol nu mai mic este sursa de infecții care vine de acolo, infecții microbiană. Toate se descompun deșeurile celea și microbii se răspândesc prin intermediul păsărilor, câinilor, rădătoarelor, insectelor. Deci toți vecinii din zona aceea de câțiva kilometri se află tot timpul sub pericolul unei infecții foarte, foarte grave. Domnule Garaba, cine nu-și face tema pentru acasă? Cine nu reacționează? Nu, bine, cine noi? Clar că autoritățile. Noi ca asociație obștească de nenumărate ori ne-am adresat și la primărie și la Ministerul Mediului. Chiar am mers împreună cu dânsii și la Țânțăreni să negociem cu conducerea de acolo și cu populația. Însă ei nu au întreprins măsuri pentru a găsi un numitor comun, a face un program care să-i satisfacă pe cei din Țânțăreni pentru a relua transportul deșeurilor încolo. Vreau să vă spun un lucru care telespectatorii nu-l cunosc. Noi, de fapt, avem o soluție foarte apropiată și foarte reală. În zona aceea este deja construită o linie de sortare a deșeurilor de mare capacitate. Sute de mii de tone anual ar putea fi procesate. Nu știu de ce primăria, până acum, nu a încheiat un contract de livrare a deșeurilor și de a micșora această presiune asupra mediului. Eu cred că trebuie obligat de către conducerea Republicii să negocieze și cu Țânțărenii și cu domnii care au construit această întreprindere, fiindcă soluția este gata. Noi nu putem acum, o lună, două, nu știu dacă mai putea duce. Domnule Garaba, da. Consilierii prezenți în studio au și ei o întrebare către dumneavoastră. Vă rog să-i ascultăm. Domnul Garaba, Mucan. Sunt Mucan Vitali. Deci, o întrebare așa. Dumneavoastră, sunteți gata să conlucrați cu consilierii municipali pentru găsirea soluționării problemei date? Cu oricine noi suntem gata să lucrăm, cu oricine, pentru a găsi soluția. Noi am făcut un studiu, în studiu celălalt sunt recomandări foarte clare ce trebuie de făcut. Au fost ignorat acest studiu în modul cel mai, știți, cinic. Cred că nici nu s-au luat să-l citească acel studiu. Iată care e treaba. Înseamnă că putem spera că în curând dumneavoastră. Putem spera la ajutorul dumneavoastră. Da, eu cred că săptămâna asta vom avea o întrevedere unde noi vom discuta un plan comun de deblocare a situației. Domnule Garaba, noi vă mulțumim pentru intervenția telefonică și pentru explicațiile oferite. Vă urăm o zi bună. Domnilor invitați, revenim în studio. Domnule Mucan, vă rog. Da, deci noi, care e scopul discuției noastre de astăzi? Da. Care e scopul principal a briefingului de astăzi? Deci noi trebuie pe primul loc să punem sănătatea oamenilor. Indiferent, omul acesta trăiește în Bubuieci, în Chișinău sau la Țânțăreni.
De asta și foarte important ca noi, dacă noi spunem pe primul loc sănătatea omului, atunci automat noi și ca o soluție, de exemplu, sortarea gunoiului, prelucrarea gunoiului, ca indiferent unde să depozităm gunoiul, să fie să nu fie periculos pentru oameni. Asta e pentru principalul scop al nostru. Și ultimii 5 ani, mă scuzați, 5 ani în urmă, în 2010 a fost deschis mina de Purcel. În 7 ani nu s-a putut să găsească o ieșire din situație. Nu s-a gândit, nu s-a ocupat nimeni de întrebarea domnule asta. Domnule Mocan, două aspecte vreau să mai punem în discuție. E vorba de contribuția administrației publice locale de acolo, din teritoriu. Au ei vreun mijloc de a soluționa problema? Au venit cu unele soluții? Și doi, cum se trăiește acolo? Oamenii, ați spus și la o întrunire cu oamenii de acolo. Deci noi am fost vineri, da, a fost o întrevedere, a fost adunarea satului, așa să spunem, au fost ce locuitorii Bubuieci, comunii Bubuieci, au fost consilieri locali, primari, au fost reprezentanții APA Canal Chișinău și autosolubritate. Deci, careva soluție eu n-am auzit acolo clar. Da, s-a vorbit despre granturi, credite, că la APA Canal acum s-a făcut un tender pentru reamenajarea stației de epurare. Dar acțiuni concrete nu. Nu am văzut eu careva acțiuni concrete. Și mai apare întrebare. Când înțelegeți că ei vin ca primarul general. Noi avem 25 de milioane de euro credit, gata, să fie soluționate toate întrebările. Bine, domnilor, dar prima întrebare. Dumneavoastră sunteți gata pentru prelucrarea lichidului de la infiltratului de la mina de Purcel? Nu, noi nu ne-am gândit la asta. Bine, dumneavoastră sunteți gata să prelucrați de exemplu de la uzini, cum chiar și au fost de la o fabrică care produce rachiu, au fost problema cu stocuri de la fabrică. Ei tot nu sunt gata să prelucreze. Pentru ce dar investim noi? Pentru ce noi luăm credite și investim 27 de milioane de euro și nu suntem gata să prelucrăm, să soluționăm problemele noastre care sunt. Domnule Leațchi, haideți să discutăm despre ceea ce se întâmplă la Dobrușa. Vreau să ne oprim la acest combinat de producere a cartonului în care urmează să deschidă un centru de prelucrare a deșeurilor periculoase, în special urmează să fie specializat în extragerea mercurului. E așa? Haideți să explicăm telespectatorilor mai pe îndelete. Deci este deja o decizie, dar mai din întâi da. Eu vreau să spun două cuvinte, dacă îmi permiteți. Să completați, deci da. Mie e foarte regretabil când autoritățile locale sau autoritățile centrale a Republicii Moldova, vorbesc despre acum, acumulează diferite chestii. Apropo, arderea anvelopilor auto, ceea ce este un proiect de a se aducă anvelopele de Europa, ceea ce nu este, de ceea ce Europa nu are nevoie. Iau gunoiște de anvelope și nu au unde se ducă. Și astăzi este o soluționare să duc în Moldova să arde aceste învelope. Asta o să fie altă temă, cred că, de discuție. Da. Dar și la momentul executare, deci noi vedem deschiderea unui centru de prelucrare a deșeilor, a gunoștilor da. Și estimat cu extragerea mercurului. Deci eu nu cred că această gunoiște va fi nu numai pentru gunoi care se acumulează în Chișinău sau în razele Republicii Moldova. Cu mult mai atât, europenii spun că aceste lămpi care ar trebui să fie prelucrate, eu cred că o să fie și un business pentru cineva ca să aducă aceste vechi mașini, diferite priboare care s-ar putea să fie utilaje, dar care sunt deja vechi și pentru prelucrarea lor în Europa sunt interdicții. În al doilea moment, agentul economic trebuie să achite încă pentru prelucrare. Deci acolo sunt și așa reguli. În Moldova noi nu avem astfel de reguli și eu mă tem că aceste utilaje va fi aduse în Republica Moldova cu scopul reutilizării. Și astfel noi vom avea în raza orașul Chișinău, în raza altor satelor vecine, o să avem o mină care va polua în primul rând aerul. În al doilea moment, deci mercurul este foarte toxic,
de ceea ce noi cunoaștem și o să avem boli de cancer și, și așa mai departe, de diferite boli. Deci aceasta trebuie să fie prevenit și nu trebuie să dăm voie, pentru că noi nu avem atât de mult priboare electrice unde sunt folosit mercur. Cu mult mai atât, au fost niște întreprinse careva măsuri de a colecta frigidere veche cu alt scop, cu scopul colectării metalului uzat și metalului prețios. Și aceasta tot nu trebuie să uităm. Deci astăzi depozitarea, prelucrarea gunoiului va putea fi ca un business, anume în Dobrogea, unde s-ar putea construi așa astfel de fabrică. Da, domnule Mucan, grupul din inițiativă a înregistrat o plângere la primărie, la adresată domnului primar și în care se prevede că pe data de 15 martie oamenii urmează să iasă la proteste în cazul în care nu le este soluționată problema. E așa? Da. Despre acest lucru s-a discutat astăzi dimineață unde a fost viceprimarul Nisto Grozavu, i s-a adus la cunoștință. Domnul Grozavu a promis că în decurs de o săptămână să vie cu careva soluții pentru Bubuieci. Dar sperăm, dar având în vedere că nu s-au mișcat lucrurile în decurs de 7 ani de zile, acum să vie cu careva soluții, vă spun că e foarte greu de... Dar pentru Bubuieci e foarte mare problemă. Acolo, deci, oamenii sunt bolnăvesc, sunt boli, cancer, deci situația în Bubuieci foarte gravă. Ca să înțelegeți corect, oamenii, eu deopște nu înțeleg cum trăiesc oamenii cei. Oamenii trăiesc între gunoiște neautorizate și stații de epurare. Cum să trăiești în codețele este, eu nu știu. Și... Ce spune medicina preventivă? Avem un număr mai mare de îmbolnăviri? Da, de da. Din câte eu cunosc, a fost un raport aceste instituții că s-au mărit anume îmbolnăvirile cu cancer în perimetrul Bubuieci. Noi despre ce discutăm? Dacă de la căsele unde trăiesc oameni până la gunoi este 500 de metri. Ca să înțelegeți corect, când un munte de gunoi stă la o distanță de 500 de metri de la casele oamenilor, unde trăiesc oameni. Cum, eu îndeopște nu înțeleg cum oamenii și bio apă din fântâni sau... Nu, asta e foarte grav. Dar, și eu nu înțeleg. Nu înțeleg. Chișinău e capitala Republicii Moldova. De ce nu s-au autocizat guvernul, ministerele? Deci, eu s-o cut așa, că asta e problemă foarte mare, asta sănătatea oamenilor. Și indiferent, e Chișinău, e Țânțareni, e Bălțu, guvernul, pentru ce noi alegem guvernul, parlamentul, guvernul, ca să gândească la oameni, ca să soluționeze problemele oamenilor. De ce această mină urmează să fie închisă? Mai să facem tot posibil. Sau care sunt revendicările cu care veniți? Noi, deci poziția noastră că mina aceasta trebuie să fie închisă în mod de urgență. Trebuie să fie găsite soluții pentru ca să nu să fie depozitat gunoiul în mina de Purcel. A doua întrebare, foarte important și foarte urgent, trebuie de clarificat cu infiltratul. Că infiltratul pătrunde în pământ și problema oameni, deci cea mai mare problemă e infiltrat. Care trebuie de hotărâtă azi, mâine, nu mai târziu. Noi nu putem tolera. Și problemele acestea trebuie să fie soluționate astăzi. Deci mai departe, pe urmă, cu gunoiul de, oricum, gunoiul din mina de Purcel trebuie de transportat în altă parte. De prelucrat, de uscat, de asta de acum altă întrebare. Da, din mina de Purcel trebuie să fie tot gunoiul evacuat. În principiu, întreprinderea municipală autosubritate e gata să ducă tot gunoiul. Numai că trebuie de găsit o soluție unde să fie depozitat acest gunoi. Unde să fie depozitat, cum să fie prelucrat și ce să avem noi la ieșire. Domnule Lenski, astăzi și colegii noștri, dar și dumneavoastră ați remarcat lucrul ăsta în cadrul briefingului, mina mai are o capacitate pentru încă o lună, maxim două, chiar dacă nu s-ar soluționa problema atât de repede cum o cereți. Ce se poate întâmpla? Haideți să ne închipuim că
pe zi, da, pe persoană, produce de un, în jur 1 kg de gunoi. Și avem populația orașul Chișinău, populația suburbiilor și înmulțim la 1 kg. Și vedem care este ziul, care este volumul care trebuie să fie dus la mina de Purcel. Haideți să gândim dacă acest volum înmulțim cu 7 ani, care este deja, lucrează mina cea de Purcel, care trebuia să fie temporară, deja la noi, că iarăși, tot este, ceea ce este temporar este veșnic, să înțelegem că este nevoie de stopat. Azi, mâine, deja de mult timp trebuie să fie stopat. Ei nu trebuie să funcționeze deloc acești ani, perioada aceasta de ani, dar ceea ce a fost făcut, deja nu poate să fie cel, nu numai, a fost creată o problemă, și problema asta trebuie să fie rezolvată. Dacă noi ne mai strângem și mai ducem gunoiul la mina de Purcel, o să avem catastrofă ecologică. Trebuie să înțelegem asta. Eu am spus asta la briefing, că problema ecologică e, diminuarea problemei ecologice este mai ușor rezolvat decât deja problema ecologică care s-ar putea să fie produsă. Deci dacă apa aceasta, infiltratul ăsta va ajunge în râul Bâic, dacă ajunge în apele subterane, deci dacă noi nu o să putem folosi apă și așa mai departe. Deci trebuie să înțelegem chestia asta. Și este foarte important. Cu mult mai atât eu, dacă îmi permiteți să este așa situație, deci cer de la fiecare cetățeanul, de la fiecare chișinăuian nostru, deci dacă este posibilitatea de a separa deșeurile. Deci este posibilitatea asta. Deci vă rog frumos, separați deșeurile. Puneți hârtie aparte, plastic aparte. Pentru că, într-adevăr, în viitor trebuie să ne deprindem pentru separarea deșeurilor, ca în țările unde se tind oamenii. Când urmează ele să fie prelucrate, aceste deșeuri? De regulă, noi mergem și le aruncăm. Când zic noi, mă refer la instituția abilitată, da? Deci dacă vorbim despre prelucrarea deșeurilor cu o uzină, deci uzina, cum a spus colegul meu, este deja gata, dar trebuie să vedem chestia legală pentru prelucrarea deșeurilor. Trebuie să fie un contract, nu ca mina de Purcel este legală. Deci trebuie să fie un contract, ce face uzina, care răspundere poartă. Pentru că dacă vorbim despre gunoi care este deja acumulat în Purcel, trebuie să fie, în primul rând, ca să fie evacuat undeva, trebuie să fie prelucrat. Și de evacuat trebuie gunoi prelucrat. Pentru că de adus dintr-o parte în altă parte să jucăm ca în fotbal, în porți. Nu e corect asta. Acesta este lucru foarte clar pentru toți, dar cred că cineva are o intenție nobile să aibă și să fie ceva făcut până la urma urmei. Cum? Da. Da, domnule Mocan, domnul Garaba spunea că pe marginea acestei probleme s-a pronunțat în repetate rânduri și administrația publică locală, dar și persoanele abilitate nu au prea reacționat. Aveți o conlucrare cu societatea civilă, cu acești specialiști în domeniu care vin cu anumite soluții? Deci, da, noi tot am făcut careva solicitări, informații, dar noi trebuie acum, la momentul, să ne unim împreună. Lucrul numai împreună, noi putem să influențăm ca întrebarea dată să fie soluționată. Să împingem autoritățile publice, cât și locale, atât și centrale, să facă ceva pentru ca să soluționăm problema. Că, dar iarăși, cum întotdeauna eu spun, noi trebuie nu să soluționăm o problemă mitică, dar noi trebuie să soluționăm problema în ansamblu. Deci noi nu trebuie să uităm că mai sunt gunoieștele din municipiu, prin suburbii, unii care tot sunt neautorizate, care nu sunt făcute după toate regulile. Și noi trebuie să soluționăm problema în ansamblu. Și fără, nu vedem că primăria nu lucrează și nu face nimic. Dar noi trebuie să soluționăm problema împreună și cu autoritățile centrale, care tot, eu n-am văzut din partea lor careva mișcări, careva soluții. Asta, ca să înțelegeți corect, la autosobritate, la noi, sunt materiale ca așa, mape, cu răspunsuri, cu scrisori și tot scriu că nu pot soluționa, că nu a dat aviz pozitiv, că e imposibil de a depozita la mina de Purcel, dar careva soluții, că e că facem 3 pași, 4 pași în decurs de jumătate de an, bine, voi ați avut 7 ani, ce ați făcut? N-ați făcut nimic. În 7 ani nu s-a schimbat situația s-a înrătățit. Că noi am făcut o bombă ecologică lângă Chișinău. Domnule Ileanschi, poziția colegilor dumneavoastră din Consiliu. Ați găsit susținerea și în cadrul reprezentanților altor fracțiuni? De ce?
Da. Vedem noi astăzi, sunt două fracțiuni care încep să arate că e problemă existentă. Partidul Socialiștilor și Partidul Comuniștilor și celor neafiliați. De aceste două fracțiuni a fost ridicată întrebarea și și atât. Și restul, pentru rest, cred că consilierii nu le pasă această problemă. Pentru că ei nu trăiesc în Bubuiești, trăiesc în altă parte. Dar și în colonie există astfel de problemă. Da, de fapt eu pe ultima sută de metri în cadrul acestei emisiuni vreau să ne oprim un pic mai pe îndelete ce se întâmplă în suburbii. Domnul Mucanu ne-a vorbit în linii mari. Există gunoiști autorizate? Unde sunt evacuate aceste gunoaie din cadrul localităților? Deci, stăm mai bine în suburbii? Nu, deloc nu e bine. Ați pomenit azi cel puțin vreo trei suburbii, Sângera, Dobrușa, practic regiunea respectivă. Chiar și la Țânțăreni noi când am fost, după anul 2010, în Țânțăreni s-au făcut mai multe gunoiești neautorizate. Pur și simplu nu trage atenție nimeni la gunoiștile astea că sunt mici. Dar înțelegeți că când sunt multe mici gunoiești astea, oricum îi poluează aerul și pământul. Deci și vă spun. Că noi trebuie să soluționăm problema în ansamblu. Și orașul Chișinău și suburbiile. Că așa primarul nostru e primarul suburbiilor, dar sunt foarte multe probleme care nu se hotărăsc și nu se rezolvă. Și nu că nu e posibilitate. Cei mai mari problemi în Chișinău, că nu se ocupă nimeni. Acum eu vă spun că dacă oamenii din Bubuiești, locuitorii din Bubuiești, grupul acesta de inițiativă, împreună cu noi, împreună cu asociația asta, cu domnul, cu ecologiștii, împreună, noi să putem ceva soluționa. Și eu sper că în curând să avem careva pași care pentru soluționarea acestei probleme. Dar de ce ministerul tace? Ministerul de resort. Vreau să ajung și acolo, pentru că ar fi o problemă ce ține direct de activitatea lor. Și nu în zadar vă întrebam dacă ați sesizat și în celelalte instituții anterioare. Toate instituțiile. Noi avem răspunsuri. Deci nu noi, chiar nu de mult au fost sesizate de către autosolubritate, Ministerul Ecologiei, medicina preventivă și alte ministerii și direcții care de resort care trebuie să dea o soluție pentru asta. Și eu n-am văzut răspunsul. Nu, ei nu răspund pur și simplu. Ei s-au ascuns de problemă și sper că problema asta. Da, eu văd problema cu mult mai mult. Deci compania autosolubritate ce se face? Duce gunoi. Ea răspunde de evacuarea gunoiilor, de ceea ce este scris în contract. De la consumator până la gunoiște. Gunoiște este neautorizată și nu poate funcționa. Aceasta este problema Consiliului Municipal în ziua de astăzi. Foarte mare problemă și așa mai departe. Problema ministerilor și mai multor organelor de drept, abilităților care trebuie să și implice în acest sens, noi nu avem așa sens ca să fie cineva tras la răspundere. Noi ultimii 10-15 ani nu am văzut ca cei care sunt responsabili pe acest gen domeniu, nu vorbesc despre ecologie, nu numai, vorbesc despre în general, să nu fie tras la răspundere. Noi vorbim despre corupție, așa, mai sunt închiși niște persoane, dar ceea ce ține cont de incompetență profesională, de ascundere informației și așa mai departe. Deci noi n-am văzut aceste chestii. Ceea ce se întâmplă în alte țări. În momentul în care mentalitatea va crește și noi o să vedem că există un proiect, proiectul trebuie să fie dus la capăt, există o problemă, problema trebuie să fie soluționată, cine este responsabil, să numim responsabil de problemă care trebuie să soluționeze această chestie. Deci atunci o să avem careva idee. Astăzi noi ce avem? Problema cu mina de Purcell a fost creată în anul 2010 către CMC și anume Primăria Municipiului Chișinău și rezultatul nu există nici care. Și noi am ajuns în momentul în care trebuie să fie închisă și nu are capacitatea și nu este niciun plan de acțiuni. Primarul doar zice de fonduri și granturi europene care peste 20 și ceva milioane o să vină și o să facă, o să construiască. Da, noi am văzut deja deșeurile care au fost prioriste acestui săruženie care și astăzi mirosul frumos este pe străzile orașului Chișinău. A fost cumva creată, problema era, cumva a fost soluționată, cumva pe careva timp, dar nu a fost soluționată pe deplin.
Rămânem în albia ce spune domnul Leațchi. Proiecte, granturi internaționale care ar veni să soluționeze problema. Asta ar însemna 2-3 ani. Ce facem în acel interval de timp? Domnule Mucan. Problema cea mai mare că în 2-3 ani noi a să consumăm credite, bani împrumutați, a să trebuiască să întoarcem banii aceștia, dar rezultatul să fie zero. Noi vedem cu Ștefan cel Mare că de acum noi întoarcem credite, rezultatul e zero. Avem apă canalul luat creditul 56 de milioane până când rezultatul e zero și eu din informații care o am, rezultatul noi n-a să avem. Nici cu stația epurare, nici cu rețelele de apă și canalizare. Și tot așa, fix așa. Noi am asistat la prezentarea proiectului pentru amenajare. Deci primarul general vine cu creditul 25 milioane de euro pentru soluționarea problemei, din care apare întrebarea, dar bine, oamenii de la Țânțăreț sunt împotrivă. Noi să luăm creditul, să vedem, și pe urmă să soluționăm întrebarea cu Țânțăreț. Dar bine, dar el nu arată cum a să fie soluționat problema cu sortarea, cu prelucrarea gunoiului. De, pur și simplu creditori se iau, se repartizează și noi dăm banii înapoi. Dar rezultat noi n-am văzut. Domnilor invitați, mai avem aproximativ 2 minute în cadrul acestei emisiuni. Vreau pe final să ne spuneți, în Republica Moldova există cultura asta ecologică? Domnul Leațchi spunea ceva mai devreme despre campanii de informare pentru ca cetățenii să cunoască despre modul în care trebuie să fie selectate aceste deșeuri, modul în care urmează să fie prelucrate și care vor fi de fapt avantajele acestea. Până la obținerea unui credit și implementarea lui propriu-zisă, ar trebui să desfășurăm o amplă campanie de comunicare? În primul rând, eu socot că e divină administrația publică locală și anume primărie municipiului Chișinău, care trebuie să arăte oameni. De la omul ca să ceri, trebuie să-i dai ceva. Trebuie să arăți că tu ești corect și drept. Dacă administrația publică, primărie, arătabă că ea ca noi am construit, de exemplu, o uzină, noi prelucrăm gunoiul, noi am făcut pasul 1, 2, 3 concret pentru voi, cetățeni, pentru noi toți, ca să nu avem noi catastrofa ecologică din Bubuiești sau de la Țânțăreni sau din altă parte. Și atunci pot să vorbești cu oamenii, pot să faci o campanie de informare. Dar până când lumea vede că se iau granturi, se iau credite, rezultat zero, oamenii îmblă pe drumurile astea care nu sunt făcute cu ani de zile, trăiesc în glodul ăsta și moștenie din anul minus 40, cum spunea domnul Gimpu, da? Atunci, despre noi merge, despre care cultură noi putem să noi discutăm. Și putem să șerim de la oameni, dacă însăși oamenii ăștia mari, cu funcții mari, ei singuri nu-și fac treabă. Domnule Leațchi, vă rog. Deci, dacă îmi permiteți, eu văd problema astfel, deci, ca să ajungem din punctul A în punctul B, trebuie să avem scop, un țel care ne va ajuta, ne da gândire pozitivă pentru a face careva chestie. Dacă vorbim despre depozitarea deșeurilor, menajere, dacă vorbim despre companii de promovare, de diferite companii care sunt mici pentru cetățenii noștri, deci trebuie să arătăm. Oameni buni, uitați-vă, este punctul în care noi ne aflăm astăzi și aflăm astăzi cu punctul de mină, cu mină de purcel, ceea ce astăzi poate să fie catastrofă ecologică. Ce trebuie să facem? Prima, trebuie să depozităm gunoiște separat, ceea ce astăzi am încercat să facem, dar nu am făcut până la capăt. Asta e deja problema administrației publice locale. A doilea moment, deci să fie responsabilitatea socială a primăriei, a fiecarei persoane pentru ceea ce ține cont din orașul nostru. Orașul trebuie să fie mai curat. Orașul curat, noi spunem că acolo unde nu se face murdări, dar fiecare trebuie să facă un pas. Și cel mai mult, cel mai mare pas și cel mai considerat trebuie să facă administrația publică locală. Domnilor invitați, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune și de a aborda aceste aspecte destul de stringente pentru fiecare dintre noi. Vă mai aștept și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, a fost emisiunea În Direct. Sunt Vlad Madan. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună alături de noi.